peștrile au fost unele dintre primele adăposturi ale omenirii. Cine știe la ce se gândeau strămoșii noștri îndepărtați în timp ce căutau refugiu acolo, înghesuindu-se și gătind carne la foc, probabil în timp ce desenau animale pe pereți. Acum China se gândește să construiască baze în peșterile de pe lună. Peșterile i-au protejat pe strămoșii noștri de fenomenele naturale și de prădători și rivali, pe vremea când bețele, pietrele, blănurile și focul erau singurele noastre tehnologii. Așadar, există o paralelă poetică între primii oameni și noi, cei de acum. Vizităm din nou luna și peșterile selenare ne-ar putea adăposti așa cum peșterile ne-au adăpostit strămoșii pe pământ. Pe lună, astronauții vor avea nevoie de protecție împotriva unui set diferit de pericole. Ei vor trebui să se confrunte cu radiațiile cosmice și solare, meteoriți, schimbări de temperatură drastice și chiar ejecții de impact. Sonda lunar Reconnaissance Orbiter a găsit sute de structuri selenare în care tavanul unui tub de lavă s-a prăbușit, creând o deschidere naturală în acesta. Este greu de spus, fără a explora, dacă pe lună ar putea exista tuburi de lavă cu un diametru de câteva sute de metri. Este mult spațiu pentru a lucra și ar putea oferi adăpostul de care au nevoie astronauții. Ideea este de a construi baze în peșterile de pe lună, în care astronauții să aibă parte de o protecție suplimentară, dată de tavanul de stâncă groasă de deasupra. China ia în considerare ideea acum, la fel ca alții înaintea lor. Peșterile selenare de lavă ar putea fi o resursă prea valoroasă pentru a fi ignorată. Tuburile de lavă sunt numite și piroducte. Acestea s-au format atunci când lava care curgea pe suprafața lunii a început să se răcească. Vârful lavei care curgea a format o crustă întărită, dar lava topită a continuat să curgă sub aceasta și în cele din urmă s-a scurs lăsând un tub gol. Astfel de structuri există și pe Pământ.